Sunteți sau nu sunteți candidat la primăria capitalei? Sunt președintele filialei București a Partidului Național Liberal și în momentul în care am primit încrederea unanimă a colegilor în Biroul Politic Național, mi-am asumat și o asemenea bătălie. Foarte complicată și o poziție în administrația locală foarte complicată, poate cea mai grea dintre toate. Să fii primar general într-un oraș care se face praf în fiecare zi după anii aceștia, nu e un lucru ușor. Deci care v-a să zic că dumneavoastră aveți susținerea organizației București? Acum urma să vă întreb mai departe, și aveți și susținerea PNL-ului în ansamblu său sau doar a organizației? Sunt convins și așa cum mă susțin colegii mei liberali, și eu îi susțin pe ei și cred că e o idee corectă să evalueze foarte bine împreună cu Partidul Social Democrat. Sunt cele două partide mature care au stabilit că România are nevoie de o soluție corectă și la București, unde lucrurile au stagnat, orașul e blocat de 4 ani de zile din cauza lui Nicu Șordan, un candidat comun are cele mai mari șanse să-l bată. Nicu Șordan, un om pe care partidul dumneavoastră ni l-a adus în fața noastră bucureștenilor, ne-a spus că va fi cel care va schimba Bucureștiul, că o să scăpăm de ciuma roșie sau de ciuma roz, cum o alintau unii pe Gabriela Firea, ne-a scăpat de respectiva ciumă și... Dar nu ne-a adus nici apa caldă, nici căldura, nici ce ne promitea în campanie. Domnul Bucura, pentru noi liberali și pentru mine, Nicu Șordan e cea mai mare dezamăgire. Pentru că noi am fost cei care am mers în stradă cu dânsuș și le-am spus bucureștenilor că va fi altceva. După cum a promis. Din păcate, orașul pe 4 ani arată chiar mai rău decât arăta la finalul administrației Firea, ceea ce eu nu credeam că e posibil, iată că s-a întâmplat. Dar dânsul a avut 3 ani și ceva, absolut toate ingredientele să reușească. A avut inclusiv sprijinul Partidului Național Liberal în Consiliul General, deci nu are absolut nicio scuză pentru care n-a reușit să facă aproape nimic în oraș. Iar noi suntem primii responsabili să spunem bucureștenilor, ne-am asumat această decizie, am retras sprijinul, pentru că ne-am dat seama că ori nu vrea să facă, ori nu e în stare să facă. Ori ambele, nu știu. Indiferent de motiv, trebuie să plece acasă. Sau la catedra de matematică la institutul unde am înțeles că și-a suspendat un post. Acolo e mai potrivit, nu face rău milioanelor de bucureștini.